Cu un scurt anunț, din păcate va trebui să plec puțin mai devreme decât a fost planificat, deci voi pleca imediat după discurs. Dacă o să aveți întrebări, o să încerc în 3, maxim 5 minute să pot să răspund la întrebările dumneavoastră, dar suntem solicitați în Parlament și o să-mi dați crezare, este un proiect de lege pe care trebuie să-l prezentăm, numărul 131, ține de tocmai de acea renumită încetare a întrebărilor din partea poliției de patrulare despre prezența sau dacă aveți sau nu aveți la dumneavoastră permisul de conducere. Deci astăzi în Parlament va fi discutată în prima lectură excluderea necesității prezentării permisului de conducere pe viu. De aia o să-mi dați, vă rog, mult crezare la acest moment și o să plec un pic mai devreme. Și acum, dacă putem începe, dacă suntem pregătiți, bine v-am regăsit la Ministerul Afacerilor Interne. Astăzi, la acest eveniment de raport, sunt prezenți colegii mei din Minister, șefii celor 4 subdiviziuni AMAI și o parte din angajații subdiviziunilor, care timp de 28 de zile au ajuns în 560 de localități ai Moldovei cu muncă de informare și prevenire. Timp de 4 săptămâni, 3.000 de angajați din cadrul subdiviziunilor MAI, în componența echipelor mobile mixte, au reușit să discute cu peste 67.000 de cetățeni din nord, sud și din centrul țării. Urmare a campaniei Bună Ziua, datorită triplării numărului de angajați în teren și a dialogului cu cetățenii, au fost depistate 125 de persoane anunțate în urmărire penală. Echipajele mobile mixte au avut 1.743 întruniri cu cetățenii în stradă, cu participarea a 17.100 de persoane. Această activitate ne-a apropiat de oameni, până ca o urgență să parvină, până ca să se întâmple o nenorocire și a unit forțele tuturor subdiviziunilor. Poliția cu salvatorii și pompierii, poliția de frontieră împreună cu carabinierii, uniți într-o activitate națională de informare și dialog despre nevoile și grijile pe care le au oamenii zi de zi. Aici, la Ministerul de Interne, noi lucrăm mult cu documente de politici, cu planuri de acțiuni, cu activități care trebuie să coordoneze munca a 17.000 de angajați care zilnic sunt în serviciul cetățeanului. Pentru noi este foarte important ca această muncă să fie bazată pe nevoile concrete pe care le au oamenii azi în Vulcănești, în Fălești, în Ștefan Vodă, Congaz, în satele și orașele Moldovei. Iată de ce, dincolo de sarcina informării, despre rezultatele care vă vor povesti mai mult colegii mei din subdiviziuni, ne-am propus ca prin această acțiune să aflăm mai multe despre problemele cu care se confruntă oamenii. Acele probleme care nu ne sunt semnalate când cetățenii sună la 112 sau care noi nu le aflăm deoarece ele nu se regăsesc în statisticile poliției. Astfel, am reușit să facem o cartografiere de la nord la sud a problemelor semnalate către echipajele mixte ale campaniei de informare Bună Ziua. Persoanele netate au împărtășit pentru poliție frica lor pentru bunurile pe care le au în gospodărie, îngrijorarea care o au privind delicvența juvenilă și consumul de alcool în rândul tinerilor. O mare parte din acești copii au rămas în grija bunicilor și aceștia au nevoie de ajutor sistematic din partea polițiștilor de sector. Tinerii au semnalat dificultățile cu care se confruntă în contextul fenomenului infracționalității în mediul online, problema escrocheriilor prin intermediul cardurilor de plată, lipsa locurilor de muncă la nivel rural, iar pe acest fond creșterea riscurilor criminalității în zonele rurale. Familiile tinere sunt îngrijorate de securitatea copiilor lor în mediul online, lipsa denivelărilor și a indicatoarelor rutiere în localități, lipsa gunoieștilor autorizate, problema iluminatului stradal pe timp de noapte în localități, care la fel creează un risc mai sporit pentru săvârșirea crimelor violente. O parte din problemele semnalate de oameni pot fi rezolvate prin acțiunile imediate ale afacerilor interne, ca de exemplu, mărirea numărului de sectoriști. Noi avem regiuni unde la 7 sate e doar un polițist de sector și problema asta nu e doar în sate. Pe asta vom munci mult, inclusiv prin politici de stimulare a acestor angajați. Dar o mare parte din probleme nu țin doar de competența poliției și este responsabilitatea noastră comună să le rezolvăm. Și vă dau doar un exemplu. Din cauza lipsei de marcaj rutier și a indicatoarelor rutiere, se întâmplă o mare parte din accidente. Din cauza lipsei iluminatului stradal, crește riscul infracțiunilor de tâlhărie și furt.
Iată de ce ne propunem să chemăm la un dialog proactiv toți actorii care pot crește gradul de siguranță a cetățenilor în satele și orașele Moldovei. Primăriile, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiile de învățământ, Inspecția Ecologică, Agenția Ocupării Forței de Muncă și altele. Să facem un front comun pentru bunăstarea și securitatea pentru ziua bună a tuturor cetățenilor acestei țări. Aici urma să transmit cuvântul de salut către șefii inspectoratelor generale, dar o să-i rog să vină un pic mai târziu și să vă dea cifre și să vă raporteze activități din teritoriu. Dar vreau să închei cu un cuvânt de încheiere și să mulțumesc tuturor colegilor care au fost implicați în această campanie. Mulțumesc prin intermediul dumneavoastră, celor 3.000 de angajați ai tuturor subdiviziunilor pentru muncă. Și vă spun, campania nu se va opri aici. Iată de ce am luat decizia ca această activitate de prevenire să fie săptămânală. Fiecare zi de vineri se va considera ziua prevenirii. Vom organiza săptămânal câte 300 de angajați în echipaje mobile mixte care să meargă cu mesaje de informare și suport pentru populație. Încheiem acest eveniment de astăzi, dar nu vă zicem la revedere, ci vă zicem să aveți o zi bună. Colegi? Domnul Rusean? După număr de angajați. Hai, domnul Rusean, vă rog. Dragi cetățeni, în numele echipei Poliției de Frontieră vreau să vă spun un mare mulțumesc pentru această experiență frumoasă în cadrul campaniei Bună Ziua. Suntem convinși că acele parteneriate pe care noi le-am dezvoltat vor avea continuitate pentru mult timp înainte. Reiterez încă o dată mulțumirea pentru deschidere, pentru cooperarea și pentru susținerea acelor măsuri pe care le-am planificat și organizat împreună cu colegii noștri din toate armele din sistemul afacerilor interne. În această perioadă au fost mai multe întrebări și sesizări. Astăzi, la unele din ele, vin și cu un răspuns. Cu un răspuns față de cetățenii din localitățile de frontieră care au venit cu mai multe sesizări cu privire la accesul în zona de frontieră, cu privire la facilitarea accesului în zonele unde dispun de terenuri, de pământuri, acolo unde se dezvoltă turismul local. Împreună cu colegii deja analizăm cum să modificăm cadrul legislativ național pentru a facilita accesul cetățenilor în aceste zone. Sunt recunoscător colegilor mei din Poliția de Frontieră, sunt recunoscător colegilor din Poliția Națională, din Inspectoratul General de Carabinieri, din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru că împreună în aceste săptămâni am fost antrenați într-un dialog continuu cu cetățenii noștri. Zilnic am adus mai aproape de comunitate ceea ce facem noi împreună cu ei. Zilnic am fost aproape de autoritățile administrației publice locale, pentru că, așa cum a menționat și domnul secretar general de stat, multe întrebări noi le putem rezolva împreună. În încheiere, vreau să vă asigur, dragi cetățeni, că vom fi eficienți și mai departe în acele misiuni pe care le desfășurăm noi. Și tot ceea ce facem, le facem în interesul dumneavoastră și în interesul țării. Stimați colegi, domnilor comandanți de arme, bună ziua! Suntem pe finalul acestei campanii și vreau să vă zic că în premieră această campanie a fost realizată în comun cu colegii de la Poliție, colegii de la Poliția de Frontieră, de la Carabinieri, de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și a fost una bună. Și astăzi am onoarea
să fiu alături de dumneavoastră la finalizarea cu succes acestei campanii. Stimați colegi, activitățile realizate pe teren, pe parcursul săptămânilor anterioare, au fost o bună oportunitate să facem front comun în sprijinul cetățenilor pentru securitatea și siguranța lor. Echipele mixte, care și-au desfășurat activitatea lor în peste 500 de localități din țară, au fost alături de cetățeni pentru a le asculta problemele, a-i ghida în depășirea anumitor situații dificile și a-i ajuta în rezolvarea anumitor crize. Împreună am creat un dialog de comunicare cu oamenii și am pus umărul acolo unde a fost nevoie de sprijinul și ajutorul nostru. Ca urmare a acțiunilor întreprinse în perioada derulată campaniei, în grupuri mixte s-a comunicat cu peste 56.000 de oameni. Cetățenii au primit sfaturi utile din diverse domenii și cu siguranță au fost instruiți și la capitolul securității antincendiare. Mă bucură faptul că am reușit să fim cu măsuri de prevenire și siguranță și în instituțiile de învățământ din țară, în urma realizării lucrului comun, am inspirat securitate pentru 14.222 de elevi, care odată cu venirea pompierilor și salvatorilor, polițiștilor și carabinierilor, au deprins lucruri noi, dar cel mai important, am pus bazele securității vieții. Pentru că securitatea trebuie să fie promovată, am depus eforturi comune și în comunicarea cu colectivele de muncă din diverse sfere. În acest sens, peste 5.000 de oameni din instituții și întreprinderi au putut acorda întrebări angajați la Ministerul Afacerilor Interne, iar noi am fost alături pentru a-i ajuta și a-i ghida. Stimați colegi, campania Bună Ziua a fost realizată pentru suportul cetățenilor și nu în ultimul rând pentru unitatea noastră a fiecărui angajat a Ministerului Afacerilor Interne. Datorită activităților întreprinse, am cunoscut oamenii, am acordat suport în depășirea crizelor, dar cel mai important, am putut fi alături de persoanele aflate în dificultate. Admirația oamenilor și recunoștința acestora nu a întârziat să apară, iar astăzi vă declar cu deosebit respect că unii dintre ei se află printre noi, mulțumiți de suportul acordat. Aici mă refer la responsabilii din cadrul sistemului medical al spitalelor regionale, unde grupurile mixte au mers pentru acordarea suportului în evitarea unor situații de risc în blocurile de terapie intensivă. La instituțiile de învățământ, unde colegii mei au venit cu instruire pentru elevi și, în ultimul rând, în sectorul locativ, acolo unde securitatea antincendiară trebuie respectată cu maximă atenție. Vreau să mulțumesc oamenilor din localități, din satele noastre, pentru deschidere, receptivitate și încredere și să asigur că datoria noastră este să fim în continuare alături de ei în orice situație și circunstanță. Vreau să asigur că misiunile noastre nu au frontiere și hotare, iar atunci când suntem la datorie, o facem cu toată dăruirea și dedicația noastră. Vă mulțumesc! Stimați colegi, domnilor comandanți de arme, vreau să vă spun că campania Bună Ziua a fost de bun augur, deoarece noi am muncit cot la cot și anterior, iar societatea civilă ne-a văzut că noi suntem într-adevăr cot la cot în orice misiune, fie ea mai bună sau mai puțin bună. În perioada asta scurtă de timp, Inspectoratul General de Carabinieri, care este instituția cu vârsta medie cea mai tânără din cadrul Ministerului de Interne, a reușit să facă un lucru important, și anume în faptul de coeziune cu celelalte forțe și cu celelalte arme, deoarece este și logic. Fiind mai tânăr, nu poți să fii cunoscut de toată lumea.
Iar acest lucru ne-a dat încă o dată șansa ca să fim mai aproape de societate, să ne vadă lumea că suntem altfel în ziua de azi și să dovedim că suntem pregătiți pentru intervenție atât cu colegii de la frontieră, în zona de frontieră, cu colegii din cadrul Inspectoratului General al Situațiilor de Urgență atunci când este voie de intervenit și de salvat, iar în zi de zi suntem cot la cot cu colegii din cadrul Inspectoratului General al Poliției. Vreau să pronunț câteva cifre, deoarece le-am spus și la începutul campaniei că Inspectoratul General de Carabinieri va interveni cu circa 500 de oameni în fiecare zi. Vreau să reiterez că obiectivul a fost atins, iar noi am participat cu peste 5600 de angajați în această perioadă de timp la orice misiune care a fost solicitați. Mai mult ca atât, am desfășurat activități cu peste 360 de unități de transport pe care le avem în dotare. Pe durata campaniei au fost create echipe mixte, deoarece în așa fel am reușit să aducem mesajul către societate, iar în aceste peste 165 de unități de transport care au participat în echipe mixte, am avut peste 1800 de angajați implicați. Vreau să mulțumesc societății civile că au avut încredere în noi și au început să se împărtășească cu atât cu durerile cât și cu neajunsurile pe care le au, iar colegul de la Inspectoratul General de Poliție va pronunța cifrele în acest compartiment. Am participat la peste 20 de raioane din Republică în care nu avem dislocare, dar am făcut acoperire comună și am văzut bucurie în fața oamenilor că nu suntem indiferenți față de problemele pe care le-am. Mai mult ca atât, în perioada campaniei de către șefii de arme au fost organizate un șir de activități consacrate, ori mai bine zis, cu genericul Ziua Ușilor Deschise. Am participat la aceste activități și am văzut în mare parte bucuria celor tineri, copiilor care au rămas profund impresionați de deschiderea noastră față de ei și au rămas cu sentimentul că vor să împărtășească în viitor soarta noastră și să poarte uniforme militare. Onorată asistență, vreau să vă mulțumesc pentru susținere, vreau să vă spun că noi nu suntem niciodată indiferenți față de problemele societății și vreau să vă mulțumesc pentru aprecierea care ne-ați dat-o în cadrul campaniei. Vă mulțumesc! Bună ziua! În perioada desfășurării acțiunilor de comun cu colegii noștri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ne-am unit eforturile pentru a crește gradul de informare a cetățenilor cu privire la procedurile legale de prevenire, examinare și, de fapt, soluționarea faptelor delicvente. Am contribuit la consolidarea capacităților de prevenire infracționalității prin implicarea comunității în soluționarea problemelor locale ce țin de ordine și securitate publică. De asemenea, am venit cu informații privind modul de acțiune al cetățenilor în caz de situație excepțională sau de incidente, în vederea excluderii victimizării acestora, precum și sporirea încrederii cetățenilor în serviciile prestate de personalul Ministerului Afacerilor Interne. Și, în special, ne-am axat pe instituirea unui dialog bazat pe încredere și stimă reciprocă. Vreau să vă aduc la cunoștință că pe întreg teritoriul țării polițiștii de frontieră, pompierii și carabinierii, pe lângă activitățile care au fost prezentate, au desfășurat circa 1100 întruniri cu caracter informativ în cadrul colectivelor de muncă și au organizat 1800 întruniri cu cetățenii, desigur cu respectarea regulilor împotriva răspândirii infecției cu virusul de tip nou. În cadrul acestor activități, cetățenii au atras o atenție deosebită asupra subiectelor și problemelor, fiind remarcată în special problemele ce țin de siguranța comunitară. Astfel, deși în linie generală avem o descreștere a fondului infracțional, încă mai persistă îngrijorări vis-a-vis de fenomenul accidentelor rutiere, victimizarea minorilor, cazurile de violență în familie, escrocherii, comportamentul agresiv în locurile publice, și aceste temeri sunt adeverite prin faptul că în perioada indicată am recepționat la apelul unic de urgență 112 aproape 13.000 de apeluri de la cetățeni.
Cert este faptul că activitățile, deci dialogul pe care l-am inițiat, trebuie să fie continuat și pe viitor, pentru ca să ajungem la fiecare cetățean, pentru a afla problemele fiecărei comunități și pentru a ne implica la capacitate maximă în vederea soluționării acestor probleme, deoarece în majoritatea acestea pot fi depășite prin dialog și prin conlucrare cu comunitatea și cu liderii de opinie din localități, astfel încât împreună putem să contribuim la o societate mai sigură. Pentru noi, poliția, siguranța fiecărui cetățean, constituie de fapt obiectivul principal care stă la baza planificării activității, iar mulțumirea, sau din păcate mai avem și cazuri de dezamăgire, de fapt reprezintă cea mai veridică apreciere a calității măsurilor realizate. În context, vă mulțumesc pentru deschiderea pe care ați manifestat-o și mizăm și în continuare pe înțelegerea și suportul dumneavoastră. Vă mulțumim și o zi bună! Stimați reprezentanți ai mass media, Ministerul Afacerilor Interne vă mulțumește pentru prezență și pentru faptul că ați fost parte din echipa noastră necondiționat în această nobilă campanie. Mulțumim mult! Facem o poză comună, stimați colegi?